Bună Capricorn și bine ai venit la previziunile pentru săptămâna 22-28 mai. Acestea sunt valabile atât pentru cei din zodia Capricorn, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în acest semn zodiacal. Iar dacă rezonezi cu previziunile, te invit cu drag și la o analiză cu mai multe detalii. La partea bonus, apasă butonul Alătură-te și acolo ai toate detaliile. Dragi Capricorni, se intensifică în această săptămână acea problemă legată de axa valorilor, de axa banilor, adică cheltuieli care apar, bani pe care îi primești, pe care îi dai la rândul tău, tot felul de situații ciudate care se petrec și care fie au legătură cu casa ta, cu rudele, fie pentru alți capricorni este vorba despre niște schimbări care țin de o moștenire, de o împărțire de bunuri. Vezi că e un moment în care, chiar dacă apar cheltuieli, ele sunt cu un rost și vei fi foarte bine susținut pe toată povestea asta. Ideea este să lași lucrurile să curgă. Soluția vine fie prin muncă. Deci dacă sunt probleme financiare, vezi că de la muncă, fie ți se dă un proiect suplimentar și faci rost de bani, fie este vorba despre a-ți găsi un loc de muncă. Alți capricorni văd că începeți să vă schimbați puțin rutina zilnică. Chiar un bărbat, să știți că vă poate ajuta foarte mult, fie printr-un sfat, fie printr-un ajutor pe care îl primiți. Apoi, tot săptămâna asta vine cu un moment în care, acum, capricornii singuri, vedeți că puteți să cunoașteți pe cineva. Poate să fie și un moment în care vă enervați voi și spuneți, dar chiar nu apare nimeni în viața mea, dar chiar nu se întâmplă nimic și vă enervați și faceți o schimbare. Da? Schimbarea poate să țină de modul în care arătați, de relația cu rudele, de viața voastră profesională. Spuneți, uite, hai să mai acord puțin timp și mie, hai să fac ceva și pentru mine, că dacă toată ziua stau la muncă, cu siguranță nu îmi apare cineva pe acolo. Capricornii care vă aflați într-o relație și acum sunt două variante. Dacă relația e bună și lucrurile funcționează între voi, crește pasiunea, dragi capricorni, crește pasiunea și trăiți intens și vă simțiți bine. Dacă relația nu mai funcționează absolut deloc și tot sunt probleme de ceva timp, păi, dragi capricorni, e cu ruperi, e cu gelozii, e cu atașamente posesive, cu lupte de orgolii, cu secrete care se află, da? Acum, capricornii care aveți copii, fie apar niște cheltuieli în relația cu aceștia, fie sunt acolo niște discuții ciudate, niște discuții în contradictoriu. Pe de altă parte, dacă aveți afaceri, atenție foarte mare pe cheltuieli și vedeți în ce investiți. Fiți foarte atenți, mai ales voi, da, pe partea aceasta. Tot săptămâna asta vine cu o surpriză plăcută pe care o ai printr-o șefă, printr-o prietenă, printr-o persoană dragăție, care, uite, poate să vină la pachet fie cu un sfat care să te ajute să-ți crești încrederea în tine, fie poate să vină la pachet cu un ajutor financiar. Iar capricornii singuri, din nou, aveți ocazia să cunoașteți pe cineva, însă e foarte important să vă afirmați, da? Puteți să cunoașteți pe cineva prin intermediul unei persoane de la muncă. Da? Iar alți capricorni aveți o surpriză plăcută în relația cu partenerul. Unii rezolvați ceva legat de un contract de muncă, dar este ceva ce vouă vă place mult. Primiți un răspuns alții. Iar finalul săptămânii te găsește cu atenționare, bineînțeles, pe zona sănătății, dar și pe ideea aceasta că ți se cere să te deschizi și în fața unor alte idei. Ți se cere să te deschizi și în fața unor alte principii de viață. Atenție puțin pe sănătate, pe drumuri, undeva în weekend. Hai să vedem, dragi capricorni, pe discuții în contradictoriu, pentru că acestea, bineînțeles, că pot apărea și da, ți se cere să îți mai deschizi mintea. Poate cineva va avea nevoie de ajutorul tău. A ieșit mesajul pentru tine. Este triumful spiritual. Numerele importante. 3, 6, 33. Culorile importante pentru tine. Albastru, deci comunicarea este foarte importantă pentru tine.
și Auriu. Arhanghelul Racuiel este cel care îți oferă un dar. Veghezi asupra celor care în mod necesar sunt încercați de Dumnezeu prin intermediul anumitor teste spirituale. Sunt alături de toți cei care îmi cer ajutorul în momentele de cumpănă. Cu alte cuvinte, în această săptămână tu vei fi încercat de către divinitate, vei fi supus unor anumite teste și universul, divinitate, cum vrei tu să spui, vrea să vadă că tu dai dovadă de înțelepciune. Vei fi pus în niște situații, dar în care să știi că vei avea ajutor. Eu văd succes aici, văd bucurie pentru tine, deci un nivel înalt la care ajungi. Să vedem tarotul ce transmite, ce trebuie să cunoști pentru această săptămână, 22-28 mai. Hai să vedem, dragi capricorni, ce se întâmplă. Un blocaj aici care se rupe, e ceva legat de o petrecere, de o întâlnire, de un triunghi amoros. Hai să vedem, dragi capricori. Patru de cupe, șapte de cupe, cinci de monede, nouă de spade, cavalerul de bâte, asul de bâte, 8 de monede, 3 de bâte, 10 de bâte. Da, dragi capricorni, aici eu văd un blocaj de foarte mult timp. Fie ai o cruce grea de dus, ai niște lucruri pe care trebuie să ți le asumi, legate de muncă, legate de viața ta, dar văd aici o primă deblocare pentru tine. Niște drumuri pe care le faci, o veste pe care o primești. Patru de cupe, dar este ceva ce nu-ți place, ceva ce nu-ți convine. Mai văd și o stare de plictiseală într-o relație. Cineva nu este de acord cu această noutate, cu această veste. Pentru unii, într-o relație poate să apară o ușoară monotonie sau dacă îți cauți pe cineva, poate să apară mai greu săptămâna asta sau apare, da, inițial îți place, dar când vreți să faceți ceva practic împreună nu-ți mai place. Nouă de spade. Văd un oarecare stres pentru tine. Ai o activitate mentală foarte intensă în această săptămână. Îți faci tot felul de gânduri în legătură cu situație, în legătură cu o persoană. Cinci de monede în inima ta. Văd aici o senzație de abandon pe care o ai. Fie vrei să abandonezi o situație, fie pentru unii capricorni este vorba despre o problemă de sănătate aici. Poate chiar o problemă financiară. Vă simțiți singuri. Sau nu vă convine atitudinea unui prieten, atitudinea persoanei iubite, modul nou prin care cineva acționează în jurul vostru. Șapte de cupe. Îți faci tot felul de iluzii săptămâna asta. Șapte de cupe vine și cu multe oportunități pe care le ai, doar că nu toate sunt reale. E clar acest aspect. Te stresezi aici în legătură cu o situație, dar pe care fie nu o înțelegi așa cum trebuie, fie pur și simplu îți faci tot felul de gânduri când ar trebui să stai mai liniștit. Unii puteți avea o reușită, o veste bună legată de planul profesional și să vă detașați de tot, de viața privată. Și asta nu e bine. Cavalerul de bâte avem aici. E cineva care dorește să te cunoască. Văd o persoană energică, plină de viață. E cineva care trăiește din plin, e o persoană pasională, poate să fie o nouă persoană pentru unii capricorni, care inițial să nu vă placă sau să fie total diferită de voi. Apoi, asul de bâte avem aici,
o noutate care are legătură cu casa, familia, prietenii, un nou mod prin care persoana iubită acționează, o noutate legată de un copil, poate chiar o nouă persoană pentru unii capricorni. Cineva încearcă să te încurajeze, cineva încearcă să-ți fie alături. Mai avem aici 8 de monede pentru tine. Munca este importantă. Văd o persoană care se concentrează mult asupra detaliilor și văd pe cineva care lucrează aici pentru un anumit lucru. Însă 7 de cupe îmi spune mie că fie tu nu vezi lucrurile foarte clar la muncă, fie este un moment în care îți faci niște iluzii privind un proiect, privind o situație anume. Ideea este că în jurul tău lucrurile sunt frumoase. Pe tine te văd puțin ciudat aici, adică probabil sunt niște noutăți în privința cărora nu prea știi tu cum anume să te deschizi. Dragii mei capricorni, acestea au fost previziunile generale pentru următoarea săptămână. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Dacă ai rezonat cu mesajele și dorești o analiză cu mai multe detalii, te invit cu drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Ți-am lăsat un link în primul comentariu, în descriere, dacă ești interesat, sau mai simplu apasă butonul Alătură-te și acolo ai toate detaliile, cum anume să devii membru și să ai acces la toate previziunile bonus pentru toate zodiile, pentru citirile care apar în fiecare săptămână, în fiecare lună, pentru acest an 2023. De asemenea, îți mulțumesc pentru că te-ai abonat acestui canal. Funcția abonează-te este diferită, este gratuită. Dacă n-ai făcut-o deja, îți mulțumesc în avans pentru că sunt sigură că o vei face. Îți mulțumesc pentru like-uri, pentru comentarii, pentru faptul că distribui videoclipurile, dar și pentru faptul că recomanzi canalul persoanelor dragi ție și te invit cu drag și la previziunile zilnice pe zodii. Te îmbrățișez cu mare drag și îți doresc să ai parte de o săptămână cât mai frumoasă.